boughs of holly, fa la 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 la. 'Tis the season to be jolly, fa la 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 la. Bună tuturor, eu sunt Jania și bine ați venit pe canalul meu. Astăzi o să vă arăt machiajul meu de zi cu zi. Am și un herpes. Mi-am dat cu cremuță pe fătucă. Să uitați să vă dați pe, cu cremă și pe gât până pe decolteu, că și acolo îmbătrânim. Și sunt în față la... am un pat încă nefăcut. Și... hai să începem cu fondul de ten. O să-l folosesc pe ăsta de la Catrice. O să-l pun direct pe Beauty Blender. Nu uitați să amestecați întotdeauna, că e mai bine. Și luăm și-l pun aici. Îmi place ăsta de la Catrice. La început nu știu de ce nu mi-a plăcut. Probabil eram un pic bronzată și nu-mi plăcea cum se vedea. Dar e drăguț, nu e... tac, 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 tac. Vedeți, acoperă destul de bine. Mai ales că eu am vitiligo, îmi uniformizează culoarea pielei mele. Miele. Care mai... să luăm pe ăsta micuții de la Beauty Blender. Oh, piculino. Și o să pun un pic aici. Și să vedem. Fondul de ten. Acum iau iubita mea, adorata mea paletuță de contouring de la My Protein. Nu de la My Protein, de la Morphe. Și o să iau pensulica asta, ăsta de aici care l-am consumat. O să-mi dau un pic pe sub ochi, deasupra ochilor. După care o să iau pensulica așa, și să-mi dau cu culoarea aceasta. Să facem un pic de contouring. Ăsta este machiajul meu care mi-l fac zi de zi. Repede, așa, tac, 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 tac. Să vă opriți mai pe aici ca să se facă umbră, nu să facă tăietură așa ca indieni. Cum mi s-a făcut mie aici, uite, am pus prea mult. Când puneți prea mult, trebuie să blenduiți mai tare. Băgați acolo. Oh, yes, baby, oh, yes. Ok. Ce-mi place. Ok. Dăm un pic și pe aici, pe la gușă. Să mai ascundem din gușiță. Ok. Să facem repede, repede, repede. După care, de obicei, știți ce fac? Fiindcă eu nu folosesc culorile astea închise de aici, iau o pensulică. Asta este de la Morphe, nu știu care este. Nu mai scrie băia. În fin. Și iau unul din culorile astea, ăsta de aici, sau ăsta, sau ăsta de bine. Și îmi fac un pic la ochi. Și îmi dau un pic așa, să fac un pic de umbră la ochișori. Și încerc să îl duc, să îmi facă ochii un pic mai lung. Da, așa, repede, tac, tac, tac. Nu stau să blenduiesc prea tare, că după aia înseamnă stau două ore în față la oglindă. Facem același lucru și în partea asta. Amă, vouă vi se întâmplă că la un ochi faceți bine și la celălalt, nu? Sau invers, bine, la unul... m-ați înțeles? Mie întotdeauna mi este un ochi mai frumos și unul nu. Unul mai frumos și unul mai urât. Nu știu de ce. Așa. Iau eyelinerul tot de la Morphe și încep manevra. Ok. Am găsit pensulica. E o pensulică. Trebuie să o arăt așa. O să iau produs de aici și o să mi-l încălzesc pe mână. Întotdeauna fac așa pentru că
Mi se lucrează mai bine produsul pe ochi și nu mai se face grămăjoare și alunecă mai frumos decât faci tac, 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 tac. Ok. Și începem. Eu fac întâi așa, pacudița și după aia o iau spre ochi. Umplu aici. Și apoi o iau pe ochișor. Cu eyelinerul trebuie să aveți răbdări, că vine la mine se vede cam aiurea, pentru că eu am ploapa, vedeți, am multă piele din asta și se încrețește. Și mai am și un neg aici. Și ai impresia că nu mi-am pus bine linerul, dar e ok, vedeți? Tac, tac, și ok. Am unul de la Essence și unul de la Miss Sporty, pe ăsta l-am luat din România. Hai să-l folosim pe ăsta. Și eu fac așa, tac, mă duc până aici, sus, ca să mi se arcuiască sprânceana, vedeți? Așa, tac. După care fac în jos, tac. Și pe urmă încep și îmi fac firele așa. Nu prea îmi place mie să fie extrem de groasă sprânceana mea. Dar chestia asta voi doar v-am explicat că la un ochi iese bine. Chestia asta mi se bine numai la sprânceana asta, la aia la altă nu mai îmi vine așa frumos. Ok, hai să vedem. Reușim? Nu reușim. După aia mi se îngroșă prea tare și mă enervează. Este Mateo, este extrem de răcit. Mateo se răcește numai la sfârșitul săptămânii, când trebuie să stea acasă de la școală. Și ce să fac, o să scot un pic de fire de păr de aici, ia. Probabil de aia nu-mi reușește, că după aia mi se îngroșă din cauza că am sprânceana prea jos. Ia să încercăm să schimbăm mișcările aici. Paletuța de la Too Faced. Nu știu de ce nu mai găsesc, voi știți, când ai fete în casă, îți mai ia din lucruri și nu mai le pune la loc. Și eu nu le mai găsesc când le caut. Bine, o să iau pasta. Și eu o să punem aici un, hai să-l punem pe ăsta mai rozaliu, așa, să ne dea un pic de culoare. Nu văd prea mult. Hai să facem mai tare, să blendui, blendi, blendi, blendi. Ok. Ne-am și făcut obrăjorii. Ne lipsește mascara. Ok, am cumpărat mascara de la Maybelline, îi spune de Colossal Big Shot Volume Express Mascara. Și l-am luat pe ăsta auriu. Am zis că să-l încerc pe ăsta și după aia, dacă e, îl iau și pe la roz să vedem cum a ieșit. Cum este, nu cum a ieșit. Care e mai bun? Vă dați seama că în machiajul de zi cu zi nu mă apuc să... Ia o ăla de întors gene, că n-ai timp, trebuie să faci repede cu copiii la școală. Mie mi-a cam un sfert de oră, 20 de minute să mă machiez, să mă aranjez părul și asta dimineață. Deci, n-am timp să... Hai, un 15 minute cam. Cu voi stau de vorbă și de-aia m-am lungit-o, dar dimineața sunt mult mai rapidă. Hmm.
E destul de... Nu știu, vedeți? S-a tot înțeles genele astea. Eu nici nu prea am gene. De-aia îmi pun extensii. Că eu am puține gene. Sunt blonde. Hai să mă mai punem motură să vedem. Ah, uite-mă că le-am întors mai bine, doar. Da. Să-mi lăsați în comentarii voi ce mascara folosiți ca să vă întoarcă genele frumos. Să mai dați și mie niște sfaturi ca să știu ce să mai cumpăr. Am să iau din nou paletuța asta de contouring și o să iau culoarea asta deschisă și ca să îmi ridic un pic sprânceana așa, să o conturez. Dar nu mai o idee, nu cine știe ce. Cât să-mi lumineze arcada ochiului. Și am terminat. Punem un ruj. Hai să-l punem pe ăsta de la... Eu. Reușesc să-l iau? O să-l punem pe ăsta de la MAC. Este Retro Matte Divine Divine. Asta cred că este rujul cel mai scump din colecția mea, pentru că l-am cumpărat singur și m-a costat vreo 10 euro numai transport. De fapt, nu. Alea de la Chanel sunt cele mai scumpe. Și nici nu-mi place cine știe ce. După ce se usucă, o să îi dau cu... O să îi dau peste cu lip gloss-ul de la Corf. Corf. Și gata. Sper că videoul v-a plăcut. Nu uitați să dați un like, să dați un share la acest clipuleț, să activați clopoțelul ca să nu pierdeți următoarele clipuri. Urmăriți-mă pe Instagram, Janina Italian Style. Nu uitați că în fiecare zi postez cu un clipuleț diferit ca să nu ne plictisim. Vă pupăcesc și ne vedem la următorul video. Ciao!